Bună seara, oameni buni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Daruri Muzicale. Cu drag vă spune în această seară Liliana Sabin, ajutată din regia de emise de colegii mei, Cristina Clara Condurache, Mircea Brehuiescu, din spatele camerelor, Dumitru Brehuiescu. Și în această seară de luni ne-am adunat aici, în platoul Rapsodiei TV, tineri, copii, soliști consacrați, au venit cu drag să vă aducă cântece frumoase din zonele din care vin. Iar mâine, fiind 23 aprilie, creștini ortodoxi sărbătoresc Sfântul Gheorghe, deci toți cei cu numele de Gheorghe, Gheorghina, Gianina și toate derivatele acestui nume, la mulți ani din tot sufletul, să fiți sănătoși și petrecere frumoasă acolo mâine. Am aici lângă mine o domnișoară, o doamnă de fapt, dar nu pare a fi doamnă, pentru că ești un copil, Georgiana Cristina Paiu. Bună seara și bine ai revenit. Bună seara. Da, uite, platoul este plin cu colegi dragi, tineri, copii și soliști consacrați, așa cum am spus, dar te-am invitat aici în fața oamenilor de acasă, pentru că avem așa o mică problemă cu transportul, te grăbești și am zis, hai Georgiana să ne cânți tu prima, să-ți faci gheața în această seară. Ce mai faci, Georgiana? De unde vii tu? Vin din Unțeni. Din Unțeni, Botoșani. Eu știu că ai făcut școala populară de arte. Da. Te rog să ne spui tu. Da, am făcut școala populară de arte doar un an, deoarece am avut niște probleme de familie și încep de la anul. Din toamnă. Eu zic că problemele de familie au fost foarte frumoase, pentru că între timp te-ai căsătorit, ai și un copil, da, ai un băiețel să străiască. Da, mulțumesc frumos. Și probabil când o să se facă mai măricel, o să continui școala populară de arte și, mă rog, ceea ce ți-ai pus tu în gând să faci mai departe pe această latură cu muzica, da? Da. Ce ne cânți, Georgiana, în această seară? Așa e Hora din Moldova, din repertoriul Mihaela Gurău. Și acum cu cine l-ai lăsat? Cum îl cheamă pe băiețel? Ianis Achim. Ianis. E bine, da? O așteaptă pe mami de la emisiune și probabil se uită și el la tine acum, dar nu pricepe el prea multe. Așadar, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, Georgiana Cristina Paiu. Noi cântăm, lumea li place, ram tara dara 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 dara, și ora mare să faci, ram tara dara 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 da. Haideți, oameni buni, la joc și chiuiți mai cu foc, răsună scripca și toba, așa e hora din Moldova. Haideți, oameni buni, la joc și chiuiți mai cu foc, răsună scripca și toba, așa e hora din Moldova. Dara 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 așa, mă! Hora asta și-n-o joacă, ram-tara-dara-dara-dara-dara, ei se pare lumea dragă, ram-tara-dara-dara-dara-da. De vreți să vă meargă bine, ram-tara-dara-dara-dara-dara, ia strigați acum cu mine, ram-tara-dara-dara-dara-da. Haideți, oameni buni, la joc și chiuiți mai cu foc, răsună scripca și toba, așa-i hora din Moldova. Haideți, oameni buni, la joc și chiuiți mai cu foc, răsună scripca și toba, așa-i hora din Moldova. Dara 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 dara. Să petreșim până în zor, ram tara dara 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 dara, mândri feti și fișuri, ram tara dara 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 da. Haideți, oameni buni, la joc și chiuiți mai cu foc, răsună scripca și toba, așa-i hora din Moldova. Haideți, oameni buni, la joc și chiuiți mai cu foc, răsună scripca și toba, așa-i hora din Moldova. Dara 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 dara
Asta-i oră de trei zâli. Ram tara dara 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 dara. Lăutare sunt cu mine. Ram tara dara 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 da. Haideți oameni buni la joc și chiuiți mai cu foc. Răsună scripca și toba, așa-i ora din Moldova. Haideți oameni buni la joc și chiuiți mai cu foc. Răsună scripca și toba, așa-i ora din Moldova. O să te rog să iei loc acolo. Noi mergem mai departe cu emisiunea noastră. Felicitări, Cristina Georgiana Paiu, și te mai așteptăm cu drag aici la noi, la Rapsodia TV. Am spus că mâine, și toată lumea știe, mâine îi sărbătorim pe toți cei cu numele de Gheorghe Gheorghinae, și în această seară am căutat și am zis să avem și noi sărbătoriți în această seară în platoul Rapsodia TV, și ne-am gândit la cine ne-am gândit. La domnul Gheorghe Jitaru, Gigi Moroșanu și cam atât, cărora le spunem la mulți ani și petrecere frumoasă acolo mâine la dumneavoastră în familie. Bună seara, și o să începem discuția cu domnul Gheorghe Jitaru. Bună seara! Bună seara, Liliana! Dar și, lăsăm, da, cu bine, domnul Gheorghe, că doar cu Gheorghiță, că așa îți spunem noi, Gheorghiță. Așa. Mulțumesc tare mult pentru urări. Bună seara telespectatorilor noștri dragi. Bună seara și la domnilor din regie și doamna șefa noastră acestei televiziuni, care ne primește cu drag totdeauna aici, Cristina Clara Condurachi. Clara Condurachi, și mulțumim pentru tot ce face pentru partea asta din nord a Moldovei. Unii noi venim cu drag. E singura televiziune unde ne simțim foarte bine și de asta și venim cu drag. Și încă o dată, la mulți ani, și eu transmit la rândul meu celor care mâine sărbătoresc ziua. Și deci din platou care au Gheorghe, Gheorghiță, Georgiana, doar multe dacă, derivate, da. Gicuță, la mulți ani. Și am și fișorul meu Gheorghiță mâine. La și mulți am și nepot. La mulți ani să fie sănătoși. Mâine facem lată. Așa, după cum observați și dumneavoastră cei de acasă, ne-am împărțit așa în trei tabere, parcă. Aici categoria grea, adulți, copii și tineri acolo. Ei, o să începem așa din partea dreaptă cu prezentările. Nu, rămâne microfonul la tine, Gheorghiță. Bă, nu fugi așa de responsabilități, așa de repede. Eu îți mulțumesc că ai răspuns invitației mele. Nu ne-am văzut de vreo 10 ani în emisiune. Așa că ne-am mai întâlnit pe la filmările organizate de noi pe teren, e altă problemă, dar în emisiune în direct la mine nu ai fost de 10 ani și îți mulțumesc tare mult, pentru că noi ne cunoaștem de câțiva ani buni, să nu spunem chiar de o viață, dar de mulți ani. Da. Mulți, da. Și avem așa o legătură de prietenie, de... Așa este. Da. Și îți mulțumesc încă o dată. Ce mai faci, Gheorghiță? Da, păi ce să fac? Aș face multe, dar nu mai pot face chiar multe. Aici ne referim la partea muzicală. La partea muzicală, da. Partea muzicală, am înregistrat și anul ăsta un cântec, eu și un cântec cu fișorul așul meu, care cântă și în grupul meu. Și am, deci, am și cu grupul, care am început al patrulea album. Unii avem un în seara asta un invitat din grup aici și o să cântăm și un cântic cu grupul în seara asta. Onuțu Alexandru. E cel mai tânăr, cel da? Mai tinerel. Tinerel, da. Și l-avem și cel mai în vârstă, care când am început grupul, cu el am început, deci nu a lipsit. Să nu zici că e moșneagul. Nu, ujebis, am zis, nu. Gigi Moroșanu. Da, el fiind de la începutul grupului, când am început din 2007, grup folclor Gheorghe Jitaru, și cred că am scos până acum trei albume și dacă ne ajută Dumnezeu să-l scoatem și pe al patrulea, și să mai scoatem, că trăim, da. Eu știu, acolo. Ghiță Jitaru, aproape că, cel puțin în zona asta, în partea Moldovei, aproape că nu mai ai nevoie de nicio prezentare, pentru că tu cânti de foarte, foarte mult timp, ai peste 200 de melodii înregistrate, imprimate și lăsate așa... În jur de 200, cam așa. O le mai pun pe toate, că în grupul folcloric și maestru Antoana Chiți a venit cu multe cânti, care și, da, acelea s-a dumnealui. Și chiar și astăzi mă gândeam așa că am venit de la Iași în mașină, l-am ascultat, o voce a Moldovei care ne lipsește.
Și ne lipsește, da, foarte și mult. Mai rar, mai rar așa, așa voce. Dumnezeu așa. Să-l odinească în, da, în pace. Totdeauna îl pomenim că dânsul o iubi foarte mult grupul și a fost tare drag să meargă cu noi. Un om modest. Da, modest. La valoarea care o avea, avea o modestie super, adică de o bunătate, ne suna să mergem la București, ne vadă că el vrea să meargă cu grupul, parcă știa Dumnezeu să alerte că va pleca așa de repede dintre noi. Da, și continuăm să cântăm, să aducem cânti și mai am și eu încă 200 de melodii sunt în repertoriu propriu, plus cele cu grupul Gheorghe Jitaru. Da, acele tot al mele, care scriați-le mele. Așa, textul, text, aveți muzică, foarte multe, foarte text, multe melodii sau toate? Toate sunt ale mele, text, muzică, eu le fac. Felicitări. Nu știu dacă aș putea cânta să-mi facă cineva. Nu știu, cred că m-am șablonat eu așa pe... Eu cred când că... cineva, zice că aud o melodie, deci când începe să cânte deja orchestrația, știu că e Gheorghe Jitaru. E, zic că asta este. Ai mers, ți-ai păstrat autenticitatea, ai mers pe... melodii simple, șlăgăroase, nu foarte complicate în, știu, în armonii. Nu știu, da. Mă refer la autentic. Am avut profesori buni în școala de arte și un redactor care m-a descoperit și m-a dus la radio să-i dea Dumnezeu sănătate, este domnul Vasile Pohoață. Domnul Vasile Pohoață îmi spunea totdeauna, măi băieții, autentic, filonul autentic nu, nu dispar niciodată din melodiile create. Să-l păstrez mereu. Totdeauna da. Să fii păstrat. Că acum se aude numai de drăguț, numai de... mai, da, chișuri de astea. Nu, să cântăm viața omului. Viața omului trăită dintre noi. Și noi o trăim la rândul nostru. Noi avem în platou tineri și copii. Acum da, păi... sunt foarte mulți copii și tineri care au îmbrățișat cântecul popular și sunt de felicitat și ne mândri cu acest lucru pentru că lăsăm cântecul să meargă mai departe. Și ce părere aveți totuși de ceea ce se întâmplă astăzi? Mi pare foarte bine că vin tinerii, că așa trebuie să fie. Orice generație trebuie să vină, că nu putem duce noi. Nu se termină muzica la nicio generație, așa este. Nu, absolut. Dar să vină, eu am o vorbă și o spun, artiștii să nasc, nu să fac. Deci cântecul te naști cu dânsul, de acasă. Nu să fac. Nu m-a luat mama de mână să mă duc în nicăierea. Adică nici tata, Dumnezeu să alerte, nu m-a luat. Decât m-am dus singurel. Tata mă zicea să, nici, să fac meserie, că o meserie întâi, că ce-ai să faci tu dacă n-ai să poți cânta? Așa erau concepțiile da. Înainte, da. Dar Dumnezeu m-a ajutat. Am început și eu să cânt, cum îmi spunea și un băiat de aici, așa, adică a început din mic să cânte și eu a fost drag. Așa, nimic. Cântecul popular nu se învață în... Nu se învață cântecul popular în școală. Cântecul te naști cu dânsul. Vii cu el de la prispă. În școală te șlefuiești. Doar așa, dar cântecul popular te naști cu dânsul și cu dânsul te duci mai departe. Și să-l lăsăm. Să-l lăsăm așa... Moștenire, da, da, sigur. Niciun tit. De asta, să lăsăm o leacă, îmi plac cântecele de joc. Și în repertoriul meu am cântecele de joc. Unii mă critică că nu prea am cântecele de joc și de asta la sărbători le place să joace. Să joace, sănătos și bine. Să lăsăm doar cântecul țupai-țupai. Să mai cântăm și cântecul liric. Cântecele lirice, sigur. Aici da. Spunem, punem vocea. Deci la cântecul liric, să mai cântăm și o doină, și o baladă. Nu mai sunt concursurile. Eu am fost multe ori în jurii, dar văd în juriu că doar vin cu cântice, doar de astea care țupai, țupa și probabil că așa Doina, se cere, așa se cere așa, da, acum. Pentru, da, este o altă discuție, o altă latură care nu putem noi, da, nu putem spune aici foarte, da. Foarte multe. Ce vei face mâine, Gheorghiță? O să ai o petrecere acolo în familie? Probabil că o să vină câțiva prieteni pe la mine. Mai ales și familia, băiatul. Da, băiatul. Da, cel mare care e tot Gheorghiță, dar el e plecat noi în țară. În schimb, l-am pe băiatul care cântă cu mine. El vine aici la mine, fata. Deci o să fie casa plină și mâine. Și în seara aceasta nu a putut să fie prezent nu, aici. Nu, că e plecat la Bistrița. Are un serviciu pentru care... Pentru că are o profesie da, de da. Bază și... Și mulțumesc Dumnezeu că am ajuns cu bine la... Și eu îți mulțumesc. Și am ajuns la... Rapsodia TV, cu drag. Tu nu ne ești străin, ești prietenul nostru. Da. Și, și mă bucur că în seara asta văd tineri frumoși, oameni care îndrăgesc și talentați. Sunt ferm convins.
deja cred că pe unii dintre ei și i-am ascultat. Și îmi place să vină tinerii și alături de ăștia mai 90 consacrați, acum toată lumea e consacrat. Nu, mai în vârstă, așa, că nu mănâncă pe nimeni și locul așa la fiecare este acolo unde trebuie. Exact. Am mai văzut eu, nu vin că vin nici ala, că nu vin, nu, domnule, eu mă duc că exact pot să vină și toți să fie numai copii, că deși și ei trebuie să fie lângă noi. Da. O să dăm microfonul mai departe colegului tău. Gigi Moroșanu, bună seara și bine ai revenit aici la Rapsodia TV. La fel, nu ne-am văzut de 10 ani, să spunem, 10, că poate ori fi mai mulți. Da, bună seara și bine v-am găsit, dragilor. Vreau să dedic emisiunea ții, Liliana și echipii tale. Mulțumim. Sunteți minunați. Mulțumesc. Ai văzut că am fost prompt când mi-ai lăsat... Da, foarte okay. Scurt și la obiect, da. Ce să zic, mă bucur că ne revedem după nu știu câți ani, cred că nu mai țin minte nici. Am fost o dată cu Mitică aici, prietenul nostru. Da, ai fi fost, da. Da, și altceva și să zic. Mulțumesc că m-ați invitat. Da, la mulți ani pentru mâine. Mulțumesc și să le spun. Să fii sănătos alături de familia ta minunată, mulțumesc, Gigi. Mulțumesc. Ai venit însoțit de soția ta, da, frumoasă și minunată. Soția mea, ca întotdeauna. Da. Frumoasă și minunată. Ce mai faci? Mergem înainte cu Gheorghiță, noi mai colaborăm, mai vorbim. Da, mai... Și tu faci parte din grupul Gheorghe Jitaru, dar da. Cânti și individual. Da, 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 am și cântece, chiar mai am niște negativi, n-am mai reușit să le mai înregistrez. Dar am ieșit la pensie și le voi înregistra de acum după. Da, ți-ai dedicat viața și mai mult te-ai plecat, știu eu, profesiei de bază, familiei și, da, și mai da, puțin da, așa cu cântecul sau când ai avut timp și a rămas așa ca o pasiune pentru tine. Și am fost împreună, noi am fost cu grupul, am fost împreună, da, ocazional. A fost o pasiune pentru că l-am îndrăgit din mic copil, dar... L-am lăsat, după aceea iar m-am apucat și am zis, hai să merg atunci, l-am întâlnit pe Gheorghiță. Da, asta e. În rest... O îndrăgit cânticul meu. Da, eu, ai avut aici un om de bază pe Gheorghiță, care a făcut lucruri de calitate și lucruri frumoase. A făcut, mai face și ne-a făcut și niște cântece, chiar când îi cer el îmi face, nu zice nu. Da. Îți mulțumesc tare mult, mulțumesc, Gigi, pentru prezență. La mulți ani încă o dată și petrecere frumoasă acolo mâine, în familie, în familia mulțumesc, grupului Gheorghe Jitaru. O să vă hotărâți și o să vedeți. Cu siguranță, cred că plec în seara asta direct la el. Am înțeles. Începeți de... Lăsim noi ceva, să facem ceva până dimineață. Ne apucăm din damigeni. Așa asta este. Cel mai simplu lucru. Da, am glumit, asta a fost o glumă. Da, la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Gheorghe, Georgiana, Georgeta, Gianina, cam și eu, fată, medic în Germania. La mulți ani, mezen al tata și al mama, da. Nu aveți niciunul care să vă moștenească talentul muzical. Nu, fetele sunt medici, am două în Germania, am doi nepoți, toți sunt doctori. Felicitări, da. Dacă mulțumesc frumos, da. Mai departe, mulțumesc tare mult. Mai departe, cu drag la noi în această seară, Bădia Gorovei, bună seara! Sărut mâinile și bine v-am găsit. Pentru început, mulțumesc pentru invitație. De aceea, având aici doi colegi dragi, am să le urez și eu în stilul meu caracteristic. Și am să-i rog pe amândoi, și pe Gheorghiță Jitaru, dar și Gigi Moroșanu, ținând cont că mâine este ziua domniilor lor, să ridice paharul sus pentru anii ce s-au dus. Să-l servească cu bucurie pentru anii ce o să vie. Hai noroc și la mulți ani, feriți să fiți de dușmani, vă urează Cristinel Gorovei de la Popricani. Iată ce urare frumoasă și în versuri și... de la domnul Cristinel Gorovei. Eu am spus Bădia Gorovei, Bădia, dar trebuie să știi... se potrivește de acum. De acum Cristinel, așa este, am înțeles. Are și barbă. Vreau, da, am înțeles, barbă, diminutivul, da, de Cristinel nu prea este, da, de acord, dar în fine. Ce să mai spun? Ce mai faceți? Ce noi, și noi nu ne-am văzut nou, de foarte multă vreme. Da, este de vreo 8 ani de zile, da. Este a doua oară când vin aici la dumneavoastră. Aveți și dumneavoastră melodie propriu, un repertoriu? Da, repertoriu propriu, da. Vreau să vă spun ce nu v-au spus acești distinși colegi ai mei. Vă rog. Sunt mai nou, datorită lui
Faceți parte din grupul Gheorghe Jitaru, nu, da. Nu fac parte din grup, nu, deocamdată nu. Gheorghe Jitaru, el a fost capul răutăților, cum spunea maestru Anton Achiți, m-a pus director la ansamblu busuioc moldovenesc al CTP-ului Iași. Totodată, eu sunt și fondatorul ansamblului folcloric Plaiurile Jijei din comuna mea natală. Și drept răsplată și mulțumire pentru adevăratele valori ale Moldovei, anul trecut, pe data de 23 iunie, am organizat decernarea discului de aur, cum ar fi fost Gheorghiță Jitaru, Marnică Botea, Gheorghe Luca... Da, mai multe personalități din domeniul muzical, da. Totodată duc mai departe, am pornit, sunt la a treia ediție a festivalului George Hârtopanu. Dumnezeu să-l odinească, pentru că el a fost maestrul meu care m-a ridicat pe o scenă și datorită lui port acest costum popular. Anul acesta, pe 6 ianuarie, că pe 6 ianuarie este festivalul în fiecare an, bunul meu prieten și coleg Gigi Moroșanu a fost desemnat și el datorită autenticității, datorită creației și dragostei de folclor, a fost premiat și el cu discul de aur. Da, uitați că ați făcut lucruri frumoase și ar trebui să fiți un exemplu pentru toți ceilalți, pentru că sunt foarte multe voci bune care au rămas așa puțin mai în umbră și nu au putut să facă foarte multe în acest sens, adică pentru promovare, pentru a ieși, pentru, nu știu, cum a fost cazul lui Gigi, a fost familia, a fost serviciu și mai puțin s-au ocupat de... Da. Nu. Eu, aceste spectacole pe care eu le organizez cu Ministerul Culturii, vreau să vă spun că nu o să se oprească aici. Din ce în ce, după Paști, am un alt spectacol frumos, unde și Lili Ciortan, Mariana Ancuța alți și colegi, mai sunt, da. Da, vor primi acel disc de aur în semn de recunoștință pentru ceea ce au făcut pentru folclorul românesc și moldovenesc. De altfel, bunul meu și sărbătoritul din această seară, Gheorghiță Jitaru, este la cel de-al doilea disc, discul de platină. Doamne ajută, felicitări! El permanent îmi spune mie, mai Cristi, nu sunt decât vreo 200, că le-am mai uitat eu. Nu, eu am contorizat toate melodiile lui. Sunt 230 de melodii fără grup. La mai multe și felicitări. Să dea Dumnezeu și felicitări și dumneavoastră pentru ceea ce faceți. Și vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Mulțumesc celor din spatele camerelor care duc o muncă extraordinară. Mulțumesc doamnei director Condurache, Cristina Clara, care este la pupitru de comandă, pentru că aceste personalități pe care ne invită pe noi să fim în casele dumneavoastră, stimați telespectatori, nu se văd. Mai aproape microfonul, vă rog. Se vede doar noi, soliștii care cântăm și vă încântăm sufletele dumneavoastră. Da, foarte frumos ați vorbit de echipă, de toți colegii, de activitatea care o faceți pentru a răsplăti munca colegilor dumneavoastră. Dar ce mai faceți dumneavoastră? Pentru dumneavoastră, pentru cântec, pentru... Pentru cântec am să scot un CD-ul acum, iar o spun în premieră la o televiziune, în curând în comuna Popricani va emite postul de televiziune de la Gorovei, Gori TV. Un post de televiziune care va fi doar muzică populară. Felicitări! Vă mulțumesc, sărut mâinile! Și noi vă mulțumim, cred că colegii mei nu o să se supere, și noi mulțumim dumneavoastră acestui minunat post de televiziune, Rapsodia TV, pentru că dați ocazia acestor tineri nouă să mai completăm în bagajul nostru de cunoștințe, să mai un cântec, două, mă rog,
Da, noi vă facilităm apariția în fața oamenilor, ca lumea să vă revadă, să vă cunoască mai bine. De cunoscute, aici mă refer la copii și la tineri, cei care pășesc acum, că dumneavoastră deja sunteți cunoscuți. Mulțumesc lui Dumnezeu și Maicii Domnului și lui Gheorghiță Jitaru, că el m-a postat acolo pe postul de director artistic. El permanent fuge de răspundere și atunci spune: Gorovei, treci acolo, că da, acolo ții înseamnă locul. Că știe, mă rog, el de ce a făcut lucrul acesta. Da. Mult. Și iar ultima, pentru mine, mă străduiesc să fac pe alții fericiți. Ținând cont că făcând pe alții fericiți, sunt fericit și eu. Poate din acești tineri mai târziu o să spună: da, ia să facem pentru bădia Gorovei ceva. Și atunci eu de acolo, din cealaltă lume... Eu zic că binele se va întoarce în zecit. Eu știu, vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc, să meargă și microfonul mai departe. Și eu vă mulțumesc încă o dată. Bună seara, Alexandru Onuțu, și bine ai revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Mă bucur să fiu în această seară alături de dumneavoastră, la această ocazie specială. Doresc alături de sărbătorit. De sărbătorit. De sărbătoriți, până la urmă. Da. Doresc să vă spun multă sănătate, cât mai multe aniversări onomastice și multă sănătate. Mulțumim, Onuțu, și ție multă sănătate și la familia ta și la toți cei dragi din familia ta. Alexandru, tu mulțumesc. Ai fost la foarte multe ediții aici în emisiunea Daruri Muzicale la Rapsodia TV. Ai zis, cred că în fiecare ediție, în fiecare emisiune, de unde vii și ce faci. Tu ai făcut Canto Popular cu doamna Maria Tănase. Maria Tănase, după care, nu știu cum, prin ce împrejurări l-ai cunoscut pe domnul Ghiță Gheorghe Jitaru și acum faci parte din grupul Gheorghe Jitaru. Mm-hmm. Cam de câți ani colaborați? Din 2020. Deci patru ani. Da, 4 ani. Da. Cum l-ați găsit sau cum te-au găsit? Păi, a fost așa o întâlnire... Da, a fost dragoste la prima vedere. Eram într-un mijloc de autobuz. Mă duceam la o nuntă să cânt undeva în munți undeva. Gigi a avut cu fata nuntă. Și m-am urcat în autobuz, trebuie să merg cu Suceava cu Constantin Atodirese, solidul popular, da. Să mergem acolo să cântăm. Și m-am urcat în autobuz din, nu știu ce autobuz, din gară și mă ducem spre catedrală. Și numai vine un băiețel la mine și zice: eu vă cunosc dumneavoastră, sunteți Gheorghe Săjitaru. Zic: da, să și eu sunt Onuțu. Mai Onuțu, el îmi scria mie pe... Rețele de socializare, da. Zic: tu ești, măi, era un băiețel micuț, acum m-am trecut. Ia cam 4 ani de zile. Deci totul s-a întâmplat într-un autobuz. Și când mi-a plăcut, cânt frumos, are cânticelile lui. Da, este un băiat modest, cu minte. E un solist viitor. Sigur că da. În ce clasă ești, Alexandru? Sunt a 12-a. A 12-a. Da. Ce vrei să faci? Vreau să urmez facultate, mă pregătesc pentru admitere și... Doamne ajută. Vrei să mergi, Doamne ajută, sigur, și putere de a învăța și a memora. Vrei să mergi mai departe, nu știu, în domeniul muzical sau ți-ai ales un alt profil? Nu, vreau să merg în domeniul medical. Doamne ajută, da. Felicitări. Da, și muzical. Ei, da. Asta rămâne așa, da. Paralel, da. Ce ne cânti, Alexandru, în această seară? Eu o să vă cânt Stai Jocul Ce Mi-e Drag, ultima mea piesă, adică... Cea mai recentă piesă asta. Cea mai recentă, că e un pic vechiuțare, așa, un an jumătate, dar... Nu, cu toți așa vă feriți și spuneți că dacă trece un an, deja gata, este veche. Sunt soliști consacrați care defilează, așa să spunem, mulți, mulți ani cu o singură melodie, mai ales dacă a devenit șlagăr. Eu îți doresc multă baftă la examen, mulțumesc. Alexandru, și îți mulțumesc pentru prezența ta din emisiunea din această seară. Acum o să vă pun la cântat, dragilor, la muncă cu voi. Așadar, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, Gheorghe Jitaru, Gigi Moroșanu, Cristinel Gorovei și Alexandru Onuțu. Timpul trecut, mândruță, dorule, când stăteam noi la portiță, dorule. Timpul
trecut, mândruță, dorule. Când stătem noi la portiță, dorule, când eram noi tinere, dor și dor, parcă tăteau fost ca ieri, dorule. Amândoi mergem din mână, dorule, sub cer cu stele și cu lună, dorule. Amândoi mergem din mână, dorule, sub cer cu stele și cu lună, dorule. Frumoase clipe am petrecut, dor și dor, dar tăti repede-o trecut, dorule. Anii repede-o trecut, dorule, parcă nici nu i-am avut, dorule. Anii răpide-o trecut, dorule, parcă nici nu i-am avut, dorule. O trecut s-o dus în zbor, dor și dor, și noi dușim dorul lor, dorule. Am trecut și noi prin ei, dor și dor, astăzi avem nepoței, dorule.
să trăiesc, măi. Of, 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 măi, dorule, și n-aș vrea să-mi bătrânesc, măi. Of, 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 măi, dorule, ani trec ca zilele, măi. Of, 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 măi, dorule, rămân amintirile, sub țării, măi, măi.
pentru un băti frunza cade, doar ochii mine mă arde. Dorule, tu ești hain, măi, că la inimă te țin, măi, măi. Dorule, tu ești hain, măi, că la inimă te țin, măi, măi. Te țin și ții, nu-ți pasă, că mie inimă era arsă. Arsă inimiera mea, măi, ca codrut iarnă grea, măi, măi. Arsă inimiera mea, măi, ca codrut iarnă grea, măi, măi. Unde merg și ori și fac, dorule, nu mai ai leac, măi. Unde merg și ori și fac, dorule, nu mai ai leac, mă. Am fost tânăr, n-am știut, măi, dorule, ca să te vând, măi, măi. Am fost tânăr, n-am știut, măi, măi, dorule, ca să te vând, măi, măi. Iar tânăr și azi bătrân și nu poți să te mai vând, măi. Te-aș vinghi pe triparale ca să nu mai stai în cale. Și aminti mâlenuța mea, cum eram noi mai înainte, Ilenuța mea. Îndruțâța duși aminti Ilenuța mea, cum eram noi mai înainte, Ilenuța mea. Eram noi doi bobușei, Ilenuța mea, ne-am iubit dimititei, Ilenuța mea. Dumnezeu și-a odat, Ilenuța mea, și noi doi tot ne-am luat, Ilenuța mea. Dumnezeu și-a odat, Ilenuța mea, și noi doi tot ne-am luat, Ilenuța mea. Ne-am luat când ne-am iubit, Ilenuța mea. Prin greutăți am trecut, Ilenuța mea. Ce frumoasă, Ilenuța mea, o florit și casa noastră, Ilenuța mea. Din dragoste ce frumoasă, Ilenuța mea, o florit și casa noastră, Ilenuța mea. Dumnezeu ne-a răsplătit, Ilenuța mea, două flori mi-a peruit, Ilenuța mea. Mi-am crescut cu drag din mii și Ilenuța mea,
Azi noi suntem bunici, Lenuța mea. Le-am crescut cu drag de mici, Lenuța mea. Și azi noi suntem bunici, Lenuța mea. Piața este mai frumoasă, Lenuța mea. Când cu tăți nu stăm la masă, Lenuța mea. Doamne, dă-mi sănătate, Lenuța mea. Viața merge mai departe, Lenuța mea. Să-l veselim, gospodari. Noi cântăm, lumea se joace, ora bucuroșor face. Am venit cu lăutare, să-l veselim, gospodari. Noi cântăm, lumea se joace, ora bucuroșor face. Hai dați oamenii buni la joc, din ochii să iasă foc. Răsună scripca și toba, asta e ora din Moldova. Hai dați oamenii buni la joc, din ochii să iasă foc. Răsună scripca și toba, asta e ora din Moldova. Când mi-e drag acest pământ, mi-e drag lumea cum s-adună, la joc și la voie bună. Am venit aici când mi-e drag acest pământ, mi-e drag lumea cum s-adună, la joc și la voie bună. Chiuiți odată tare, ca la zi de sărbătoare, zi din fluier și țambal, să răsune peste deal, mă. Chiuiți odată tare, ca la zi de sărbătoare, zi din fluier și țambal, să răsune peste deal, mă. Mă mândresc și-mi pare bine, lăutare-s lângă mine. Ca mine nu este altul, la hore adun tot satul. Mă mândresc și-mi pare bine, lăutare-s lângă mine. Hai dați oamenii buni la joc, din ochii să iasă foc. Răsună scripca și toba, asta e ora din Moldova. Hai dați oamenii buni la joc, din ochii să iasă foc. Răsună scripca și toba, asta e ora din Moldova. Gospodar, nu mă mai fac, măi. Azi beau vin, mâine rachiu, gospodar, n-am să mai fiu, măi. C-am lăsat fânul în claie, l-o luat jâjia la vale. Iar Maria mea mă ceartă, că-o rămas fânul sub apă, măi, măi. C-am lăsat fânul în claie, l-o luat jâjia la vale. Iar Maria mea mă ceartă, că-o rămas până sub apă, măi, măi.
viața nu mi-o face, am făcut și fac ce-mi place. De fac buni, de fac rele, ăstea-s păcatele mele. A mea Marie mă ceartă, cu grada-i nematurată. Am să o mătur, ce să fac, figura ei ca să scapă, măi mă. A mea Marie mă ceartă, cu grada-i nematurată. Am să o mătur, ce să fac, figura ei ca să scapă, măi mă. Dânsa toți vecinii și pe drum mă latră câine. Dintr-un gard mă duc în altul, poate să spună ce-o vrea satul. Spunea odată o babă, ca lu' bătrân greu-l dai în brazdă. Doamne, cu lacrimi îți spun, Maria m-a dus pe drumul cel bun, măi mă. Spunea odată o babă, ca lu' bătrân greu-l dai în brazdă. Doamne, cu lacrimi vă spun, Maria m-a dus pe drumul cel bun, măi, măi. Și tot cânta, măi, uite așa, e la hram și la
așa deodată. Uite așa, sănătoși, tățâșim și voioși ne întâlnim și cu ea să le pornim. Diri, 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 da. Dar righine-am nimerit, o, mie draga mea, ca așa, uite așa,